Bine, v-am regăsit. Astăzi sunt singur la școala de sabat și suntem încă la cartea lui Iov, la capitolul 42, când Dumnezeu se arată. Ceea ce mă surprinde de la început, atunci când se arată Dumnezeu, este faptul că, de fapt, Dumnezeu, în mare măsură, repetă întrebările lui Elihu și cu privire la natură, uite, nu știi, nu înțelegi. Și e destul de aproape de prietenul lui Iov. Cum întrebarea este, cine vorbește cu Iov? Vorbește Dumnezeu ca entitate ontologică sau vorbește o concepție despre Dumnezeu pe care Iov o are în mintea lui? Și dacă cumva această întrebare vă deranjează, atunci n-ați înțeles lecția cea mai importantă din cartea lui Iov, anume că toate întrebările sunt permise. Am fost odată preocupat de subiectul acesta al revelației și ce însemnează. Și unul dintre lucrurile care m-au ajutat să-l înțeleg, în opinia mea, să-l înțeleg mai bine, este experiența Ellen White. Am înțeles ca unul care a studiat mult Ellen White și i-am citit biografia, autobiografia, observații ale unor contemporane, am comparat între ele diverse viziuni, viziune și realitatea. Am înțeles că, de fapt, viziunile Ellen White nu au fost ceva obiectiv, ci ceva ce a avut loc în mintea ei. Chiar Ellen White vorbește despre o viziune a ei din prima parte, din cartea Experiență și viziune, deci de la începutul experienței de vizionară, în care ea a văzut, cred că vă aduceți aminte, mere sau fructe, mă rog, din aur amestecat cu argint și viță de vie care crește vertical, nu se înclină. Mie îmi place vița care se apleacă, dar în sfârșit așa a văzut ea și iarăși avea viță de argint. A fost criticată, bineînțeles, a fost unul dintre țintele criticilor ei. Și la bătrânețe, Lenoi spune, citatul ăla se găsește în comentariul biblic Advent, volumul 7, comentariul Ellen White, în dreptul viziunii lui Ezechiel cu roți în roți, da? Și Ellen White spune, eu nu spun că așa este în cer, eu spun că așa am văzut. Și în principiu mi-ar fi foarte greu să cred că cerul este așa cum l-a văzut Ellen White. Așadar, Iov îl aude pe Dumnezeu, dar vorbește Dumnezeu în mijlocul furtunii sau vorbește Dumnezeu de undeva din mintea lui, din creierul lui Iov și folosește limbajul lui Iov și noțiunile lui Iov și concepțiile lui Iov și mai mult decât atât, dacă privim la timpurile cele mai vechi, atât în Vechiul Testament cât și în literatura păgână, să zic, de exemplu, Iliada, da? Observăm că oamenii nu luau decizii gândindu-se, ci totdeauna apelau la o revelație, la un zeu. Luați cazul lui Faraon. Deci Faraon este conducătorul cel mai puternic imperiu al timpului său și este gata să angajeze ca prim-ministru pe Iosif pentru simplu fapt că îi tălmăcise un vis. Și tălmăcerea astăzi, cred că nimeni n-ar băga-o în seamă, pare destul de naivă pentru standardele moderne. Însă ne vine greu să credem că pe vremea aceea oamenii luau decizii pe bază de revelații, nu pe bază de reflexie, de analiză. La fel, dacă luăm Iliada lui Homer, nu este nicio decizie aproape care să nu fie luată la îndemnul lui Zeu, că se arată un Zeu și spune fă cu tare lucru, fă cu tare lucru. Iar în Vechiul Testament, dacă țineți minte ce criză a avut Saul înainte de război cu filistenii, că Domnul nu i-a răspuns. Înainte de a merge la război, aducea o jertfă, aducea efodul, trebuia să răspundă Domnul, da? Dacă nu răspundea Domnul, nu mergeau la luptă. Acum, voi nu vi-l puteți imagina pe Cezar sau pe Alexandru cel Mare sau pe Napoleon așteptând o revelație de Dumnezeu înainte ca să hotărească ce să facă într-o bătălie. Dar Saul, efectiv, începe la o disperare teribilă, pentru că Domnul nu răspunde nici printr-o viziune, nici prin Urim și Tumim. Și există cercetători care arată că până în mileniul 2 înainte de Hristos, oamenii, în general, erau foarte frecvenți
aveau foarte frecvent asemenea de viziuni. Nu mă refer la evrei, la toți oamenii. Auzeau voci. Mai ales auzeau voci care le vorbeau și apelau foarte des la văzători pentru a decizii importante. Asta apare clar în Israel, când mergeau la Samuel sau la văzător. Să întrebe pe Domnul, că pentru ce decizie era întrebat Domnul, adică era întrebat un văzător care intra în trans să-și dea un răspuns. Și asta se întâmpla și în culturile păgâne. Astăzi idealizăm asemenea lucruri și ni se pare că ar fi o situație ideală, dar, de fapt, asta însemnează o regresie spre anului primitivism. În ce constă acest primitivism? În sensul că nu vreau acum să deviez în alte speculații sau explicații, în sensul că procesul era totuși natural în ultima instanță. Era un mod al omului de a comunica cu instinctele lui, cu intuițiile lui, care erau traduse între lui ca voci pe care le auzea sau viziuni pe care le vedea. Asta se apare clar în cazul viziunilor Ellen White, în care de fapt prelucrează ceea ce auzea de la cei din jurul ei. Și acum cred că suntem destul de maturi să înțelegem acest lucru, fiindcă în cartele lui se vorbește și despre univers. Ellen White chiar face o călătorie prin sistemul solar. Și ce este interesant, că în această călătorie toate descoperirile pe care le face sunt la nivelul astronomiei din timpul ei, astronomie populară, care a fost depășită foarte mult în timpul nostru. De exemplu, ea vede că Jupiter are 4 sateliți doar, sau Mercur, sau Saturn are 7 sateliți și așa mai departe. Deci este nivelul de știință popularizată din timpul ei, sau crede că în Orion este o cetate și este o gaură mare în Orion, ceea ce iarăși știm că nu este adevărat. Ellen White chiar spune că a fost și a văzut creațiunea în 6 zile și cred că e sinceră, dar ea crede că a văzut. Dar ferește, totul a fost în mintea ei și Ellen White la vârstă matură era conștientă, destul de lucidă ca să înțeleagă că totul a fost un proces natural. Dar era un mod de a da răspunsuri. Și ce se întâmplă în timpul Iov? E foarte important să înțelegem că în timpul, probabil când a trăit Iov la sfârșitul epocii bronzului, a existat o serie de dezastre naturale, de catastrofe, de populația s-a mulțit sau au distrus natura prin pășunat, nu numai turmele lui Iov acoperau țara, ci și alte turme și au făcut acolo un deșert unde a fost totul verde, au fost multe catastrofe militare, multe epidemii și așa mai departe. Și la un moment dat oamenii simțeau că Dumnezeu nu le mai răspunde sau că vechile explicații nu mai corespund. Iov este un caz tipic pentru timpul său. Oamenii trăiau în anumite societăți predictibile pe baza înțelepciunii venite de la cei vechi și aveau anumite concepții despre Dumnezeu și aveau simțământul că Dumnezeu le vorbește prin profeți, atunci când îl întreabă, le răspunde. Dar lumea s-a schimbat și toată zona aceea Orientului Mijlociu a intrat într-o teribilă criză în acea perioadă și experiența lui Iov este tipică. Oamenii se întreabă de ce s-a întâmplat. Înțelepciunea care am primit-o de la părinți nu mai este valabilă. Dumnezeu se pare că nu pedepsește răul, nu răspătește binele, nu-i pasă de ce fac oamenii. Oamenii regii pățeau cum a pățit Saul. Îi cer să-mi răspunde și nu mai răspunde. De fapt, ce se întâmpla în timpul lui Iov? A fost o criză care a făcut pe oameni să treacă la o nouă fază în evoluția omenirii și aceasta este faza reflexiei, a introspecției, a rațiunii. Observați că în cărțile Vechiului Testament, în timpurile cele mai vechi, conducătorii popoarelor, nu mai refer doar la evrei aici, asta se aplică și la Babilon, și la Egipt, la celelalte popoare, conducătorii popoarelor nu analizează, nu reflectează, nu se introspectează. Nu caută să lege lucrurile între ele logic, ci pur și simplu întreabă zeii. Evreii întreabă pe Domnul, dar alții întreabă zeii sau întreabă morții. Mă rog, când este un proces sau când este cineva acuzat, de exemplu, o femeie care e acuzată de gelozie, de un soț gelos, sau cine este acuzat de o anumită crimă, nu se face investigația forensică, este întrebat Domnul. Domnul trebuie să dea un semn dacă femeia a băut praf de pe podeaua templului și s-a umflat, cum e de așteptat de altfel, înseamnă că e vinovată și va fi omorâtă cu pietre, fiindcă Domnul a vorbit. Deci astea sunt timpurile acelea. Și în timpul lui Iov, paradigma asta nu mai funcționează. Această paradigma a funcționat în societăți tribale, în situații predictibile, nu mai funcționa în timpul lui Iov.
Oamenii se întreabă ce se întâmplă. Și din aceste întrebări, urmează un pas înainte. Oamenii încep să gândească cu mintea lor. Și asta este importanța specială a cărții lui Iov. Este că reprezintă această criză când un om începe să se întrebe și nu mai satisfăcut cu vechile răspunsuri. Și acesta e un început. Un început nou când oamenii încep să gândească cu mintea lor. Să nu mai întrebe ce au spus bătrânii, dar nici să nu întrebe ce zice Domnul la fiecare decizie, cum fac unii din timpul nostru, se căsătoresc spun un semn lui Dumnezeu, să întreabă ce să facă într-o anumită situație, pune alt semn lui Dumnezeu, postește șapte sabate, să mai știu eu ce. Asta e o gândire de anul 3000 înainte de Hristos, da? Dar cartea lui Iov este momentul în care omenirea merge înainte, își pun întrebări, încep să conteste vechea înțelepciune, nu așteaptă revelație, ci încep să caute răspunsuri raționale. Aici este importanța cărții lui Iov. Acum, Dumnezeu vorbește ca și Elihu, pentru că Iov nu cunoaște alt Dumnezeu. Și aici e limita cărții lui Iov. Și din cauza asta, cartea nu răspunde, de fapt, la problema suferinței. Însăși, problema pareului cu satana este ceva nou, este o explicație. Dar atenție, toate sunt întrebări și răspunsuri pe care și-o dau oamenii. Și dacă n-am înțeles acest lucru, n-am înțeles importanța cărții lui Iov și nici n-am înțeles importanța religiei în viața noastră și la ce este bună biserica și la ce este bună școală de sabat. Dar hai să mergem puțin mai departe. Așa cum am spus, discursul lui Iehova nu se deosebește prea mult de al lui Elihu și Iehova îl întreabă: poți să nozi tu legătule găinușei sau să dezlegi frânghile Orionului? Apoi ni se spune că întreabă de privire înapoi către planeta Pământ, luna în tot ce există pe ea, de la înțelepciunea umană până la viața animalelor sălbatice, o temă abordată mai în detaliu în Iov 39. Dacă a fost scrisă astăzi cartea lui Iov, probabil că printre întrebările Domnului s-ar fi aflat și aceasta: cine unește cuarcurile în proton și neutron? Unde era când a stabilit constanta lui Planck? Prin înțelepciunea ta curbează gravitația, spațiul și timpul? Nu. Greșit. Și vă spun de ce este greșit. Dacă ar fi fost scrisă în timpul nostru cartea lui Iov, nu Dumnezeu l-ar fi întrebat pe Iov: unde ai fost tu când am calculat, când am stabilit constanta lui Planck? Sau prin înțelepciunea ta curbează gravitația, spațiul și timpul? Ci omul modern l-ar fi întrebat pe Dumnezeu: unde ai fost când eu, omul, am calculat constanta lui Planck? Unde ai fost când eu, Einstein, am calculat curbura gravitațională a spațiului timpului? Unde ai fost atunci? Și de ce? Pentru că întrebările pe care le pune Iehova lui Iov sunt oarecum întrebări retorice, care sugerează argumentul din ignoranță. Pentru că tu nu înțelegi, însemnează că Dumnezeu există. Și pentru omul modern, nu acestea sunt argumentele existenței lui Dumnezeu. Adică, argumentul cel mai puternic în favoarea existenței lui Dumnezeu sunt găurile de cunoaștere. Și falsitatea acestui argument a fost denunțată deja în secolul XVIII de David Hume. Argumentul din găuri de cunoaștere, fiindcă nu înțelegem un lucru, nu avem o explicație naturală pentru ceva, însemnează că Dumnezeu există, că acolo e ceva supranatural. Și acesta nu este un argument, pentru că, de fapt, noi vom ajunge în viitor să înțelegem acel gol de cunoaștere, să-l umplem, să înțelegem mecanismul natural. Așa cum astăzi privim la găinușă, cred că este vorba despre, deci, despre constelația găinușa, bineînțeles, sau cloșca cu pui, da? Și frânghiile Orionului, da? Privim la constelația Orionului. Și noi înțelegem că ceea ce leagă acele stele împreună. Mai întâi înțelegem că, de multe ori, constelațiile sunt iluzii optice. Pentru că noi vedem cerul din unghiul nostru. Și două stele care sunt foarte departe, n-au nicio legătură, sunt foarte departe, pot apărea foarte aproape pe firmament. Dar nu înseamnă că ele sunt aproape una de alta.
pot exista mii de ani lumină între ele, distanță, dar par foarte aproape pentru că noi le privim într-un anumit unghi. Asta în primul rând. În al doilea rând, noi înțelegem, mă rog, dacă vreți, că este vorba despre curbura spațiului și timpului, despre gravitația einsteiniană care leagă stelele împreună în galaxie. Înțelegem acest lucru destul de bine. Înțelegem natura foarte bine față de oamenii timpului Iov. Și argumentul că acolo este un miracol, că acolo este ceva supranatural, nu-l va convinge pe omul modern. Există alt argument care convinge pe omul modern. Și de aici mă întorc la întrebarea pe care omul modern i-o pune la Dumnezeu astăzi. Unde erai tu când eu, omul, am înțeles legile gravitației, să zic, Isaac Newton, sau când am înțeles legile relativității sau legile fizice cuantice, când am înțeles cum funcționează celula, când am descoperit codul genetic, ADN-ul, unde erai tu? Și care este ideea? Ideea este că argumentul pentru existența lui Dumnezeu nu este nici argumentul din ignoranță, nici argumentul din design inteligent, cum mi se spune în studiul de instructori, care este, nu este niciun caz un argument care merge un om educat. Da? Este un argument care merge în America. Iertați-mă cum spuneți, un argument care merge în America să desechilueze milioane de dolari pentru a susține acest argument. Dar asta pentru că americanii, din nefericire, au un sistem de educație mediu foarte, foarte scăzut. Da? Dar problema este că argumentul principal sau argumentul real care dovedește legitimitatea întrebării dacă există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu. Pe timpul lui Iov, oamenii nu se întrebau dacă există sau nu există Dumnezeu. Era clar că există zei, da? Și Iehova era unul dintre zei mai puternic decât alții. Noi, noțiunea de Dumnezeu este altceva pentru noi decât a fost pentru Iov. Dar argumentul principal este din cum se face că mintea noastră poate să înțeleagă constanta lui Planck, să calculeze constanta lui Planck, să înțeleagă curbura spațiului și timpului, a putut să stabilească legile gravitației universale. Deci, cum se face că înțelegem și legăturile găinușei și ale Orionului și toate acele forme de viață despre care vorbește Cartier, le înțelegem foarte bine. Și aici este un mister, inteligibilitatea universului. De ce este universul inteligibil? De ce este omul capabil să înțeleagă universul? Pentru că aici intervine întrebarea despre Dumnezeu. Vreau să fiu bine înțeles. Mintea omului, faptul că mintea omului este adaptată să rezolve probleme de fiecare zi, nu este ceva ce ne face să ne întrebăm despre existența lui Dumnezeu. Pentru că mintea oricului animal este adaptată pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. Dar omul se ocupă de probleme care n-au nimic de a face cu viața de fiecare zi. Omul se ocupă de probleme etice, filozofice, științifice, cum ar fi, să zic, ce amintește aici autorul, fizica cuantică, fizica relativistă, care nici măcar nu pot fi intuite. N-au nimic de a face cu experiența noastră. Omul înțelege lumea mult dincolo de experiența lui, este capabil să facă matematică, să facă filozofie, să facă teologie, e capabil să facă artă, să aibă anumite concepții despre frumos, despre bine și rău. Și toate acestea nu sunt adaptări. Și toate acestea ne duc la întrebarea despre Dumnezeu. Și toate acestea ne fac să ne gândim la Dumnezeu. Așa că întrebarea este unde se află Dumnezeu atunci când Newton a înțeles gravitația universală sau Einstein a înțeles relativitatea sau Planck a înțeles natura particulor cuantice și a calculat exact constanta, ceea ce numim constanta lui Planck, sau când fizica atomică înțelege și modelează matematic ceea ce nu poate vedea, cum ar fi quarcii în nucleu. Întrebarea este, unde e Dumnezeu acolo? Ce este acolo? Nu cumva acolo este Dumnezeu? Este întrebarea. Deci, prieteni, dacă vreți să discutați cu un om modern, nu veniți cu întrebările. Ai fost tu când s-a întemeiat Pământul? Omul modern mă spune, da, știu cum a fost când s-a întemeiat Pământul. Știm, asta, lucrul acesta îl știm, chiar dacă n-am fost acolo, știm, da? Poți tu să înțelegi universul, gravitația, atomul, omul modern spune, da, îl pot înțelege. Argumentul, nu știi, n-ai fost acolo.
Nu este un argument pe care să-l aduci unui om ca să-i demonstri, să-l convingi că există Dumnezeu. Iarăși, argumentul din design nu este. Nu este un argument care să convingă. Argumentul este acela. Unde a fost Dumnezeu atunci când tu, ca om, ai înțeles toate aceste lucruri? Și de ce este acest argumentul? Pentru că în absența lui Dumnezeu este greu de înțeles de ce suntem din mintea noastră capabilă să înțeleagă binele și răul universal, să înțeleagă legea ale naturii pe care nu le putem experimenta în viața de fiecare zi, să înțeleagă lucruri care nu sunt adaptări, răspunsuri la nevoile noastre de fiecare zi. Însă, vedeți că între timpul remoderne și timpul Iov a trecut foarte multă vreme. Noi ne confruntăm cu aceleași întrebări ca și Iov și totuși nu sunt aceleași întrebări. Concepția despre Dumnezeu sau despre zei mai precis, cred că Iehova era văzut tot ca un zeu. A contemporanilor lui Iov era foarte diferită de a noastră. Concepția despre relația lor cu divinitatea era foarte diferită de a noastră. Concepția lor despre natură era animistă. Ei vedeau în fiecare fenomen al naturii o inteligență și o anumită, o forță însuflețită. Concepția lor despre viață era aceea spusă de prietenul lui Iov, că există o pedeapsă pentru cel nedrept și există o răsplată pentru cel bun în viața aceasta și nu poți să scapi de ea. Era o idee, cum să spun, foarte folositoare ca să-i țină pe oameni în frâu, să nu facă lucruri rele. Dar care atunci când societatea devine mai complexă, pe la sfârșitul mileniului 2, înainte de Hristos, la sfârșitul epocii bronzului, începutul epocii fierului, când societatea devine mai complexă, toate aceste răspunsuri nu au mai funcționat social. Și oamenii au început să-și pună întrebări noi. Și Iov este unul dintre cei care se întreabă și reprezintă o clasă mare din timpul acela. De oameni care se întrebau unde este Dumnezeu sau cum este Dumnezeu sau de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și în principal Iov nu ajunge la aceste răspunsuri. Cartele nu ne dă răspunsurile. Ne arată doar că oamenii își pun întrebările. Și acest e exemplu pe care putem să îl învățăm de la Iov. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vom vedea săptămâna viitoare în formație completă. La revedere!